Pacea Domnului Iisus și Domnul să vă binecuvânteze. E întotdeauna o bucurie să fim împreună. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să ne putem aduna împreună. Este o sărbătoare când ne adunăm împreună pentru că Domnul este prezent. Când în Noul Testament se folosește cuvântul praznic, era vorba de aceste sărbători ale evreilor în care se întâlneau, se adunau la Ierusalim, aduceau jertfe, petreceau timp împreună. Și Domnul Iisus a participat la aceste praznice. Seara aceasta este o zi specială pentru că și o seară specială pentru că sărbăm cina Domnului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Bine ați venit la adunare. Ne bucurăm că au ajuns cei care au călătorit la Greenville cu bine și s-au întors, Domnul ne-a păzit. Suntem din nou toți împreună. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să lase peste noi binecuvântarea Lui. El este prezent, cuvântul ne asigură că unde sunt doi sau trei, El este prezent, El este aici, este casa Lui, am venit noi la El și vrem să intrăm în acea atmosferă, cum era Ioan în Patmos, în ziua Domnului eram în Duhul, prezența aici cu trupul nostru, cu Duhul nostru, cu sufletul nostru și Domnul să sfințească jertfa de seară. Tată, Doamne, îți mulțumesc pentru această seară. Îți mulțumim că suntem în prezența Ta, ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit, Doamne, și din nou ne întâlnim în casa Ta, te rog, binecuvântă seara aceasta, binecuvântă cântăreții, binecuvântă cei care vor da îndemnuri pentru rugăciune, binecuvântă-ne pe noi care ne vom ruga, te rog, ascultă rugăciunile noastre, în mod special binecuvântă cuvântul care va fi rostit între noi, însoțește-l cu har, putere și ungere divină, Doamne. Pregătește-ne inimile pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Tău și a nu uita că suntem aici datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, în această seară te rog frumos, sfințește, încurajează, ridică, dă putere, vindecare, Doamne, fă-ți numele de slavă și binecuvântă orice persoană care este în locul acesta. Sfințește seara aceasta, Doamne, te slăvim, te lăudăm, Tată, în numele Domnului Iisus. Amen. Și dacă stai
I'm going to ask if you could please turn your words to Joshua 4 from verse 8. I'm going to read 8 to 9 and 20 to 24. Joshua 4, verse 8. The Israelites did as Joshua commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan, according to the number of tribes of the Israelites, as the Lord had told Joshua. And they carried them over with them to their camp, where they put them down. Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the Ark of the Covenant had stood. And they are there to this day. Verse 20. And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken out of the Jordan. He said to the Israelites, "In the future, when your descendants ask their parents, 'What do these stones mean?' tell them, 'Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan what he had done to the Red Sea when he had dried it up before us until we crossed over. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Amen.'" You may be seated briefly. You guys do. The Lord put this text on my heart. I don't know if I've told you before, but every once in a while when I have a text on my heart and I have to speak in church, I stay up at night thinking about that text a lot. And the Lord put this text on my heart because of what these stones meant, these memorial stones. It says here that when the Israelites had to cross over into the promised land, they had to go through the Jordan. Just like 40 years ago when they had to leave their oppression in Egypt, they had to cross the Red Sea. And they didn't have an answer. And Joshua said, just as the Lord had told Moses, to prepare for the Lord to do a work. And as Moses and the Lord split the Red Sea for the first generation of Israelites, for the next generation of Israelites, the Lord split the Jordan. And the Lord told Joshua that once they had crossed over, while the Jordan was dry, to put these 12 memorial stones so that the future generations, when they come to the Jordan after they've been in the promised land for untold amount of years, and they see the stones, and they ask, "What do these stones mean?" they can say, "The Lord was powerful and showed us his power when he dried up the Jordan." And I was reading this text, and I thought about the memorial stones in our church. And I realized, because we say these names a lot from the front. We say these names, Elisei, Radu, we say Maria, but I realized that a lot of the church wasn't there for these moments in our church. And I want to briefly go over the memorial stones in our church. Elisei, I checked with him beforehand because I wanted to make sure. February 2010. I remember the morning because that morning we were supposed to go to school with our mom. And our mom wasn't home. Tabitha took us to school. And we said, "Where's mom?" And she said, "She had to go La de Jacobs. There's an emergency." And that's all we knew. Ellie says, I don't remember the exact problem. We heard it was pneumonia. His lungs had stopped respiring. He was in the ICU. They put him on a respirator. It didn't work. He stopped breathing. They put him on another one. It didn't work. They put him on seven different respirators, and he wouldn't breathe. And on the last one, the doctor said, "This is the best we've got. If he doesn't breathe, there's nothing more we can do." And I remember in this time in our church, we prayed a lot. We prayed for the family. We prayed for the church. It was a very serious time, as you can imagine. I remember one night I stayed at the ICU with my father, and we were just, I don't know, I guess being there and giving Maria a night off, I guess. And I remember going and seeing Elisei intubated in a coma, and we were just wondering, I don't know what the Lord's going to do. But we saw the hand of God. We saw that the Lord was powerful. We saw Elisei come out of the coma. We saw Elisei start to breathe again. And he's here today. He is a memorial stone for this church. October 2017. I remember I was at the schools when I got the text. Radu Dan has cancer. Our choir director, a man in our church who's well-respected and well-known.
We watched as he would come to church in the following months and become frailer and frailer and more pale and more pale. And I would see him walk in the church and tears would start to come over me because he looked like a ghost. And we were all praying round the clock. This church was praying round the clock for this man and this family. I'll be honest, some of us were starting to lose hope whether he would survive it. But one day, the Lord was good and faithful. And the Lord heard the prayers of Bethania. And we watched as this man, who truly was at death's doorstep, began to gain strength. And he had the surgery and was able to remove the tumor. And we watched as he got fuller and his skin began to take color again. And we praised God because we knew that his hand was powerful and he heard our prayers. Maria, it was during COVID. I don't remember if it was 20 or 21. It was 2020. We hear she's got non-Hodgkin's lymphoma, or is it just right? We didn't see her at all because it was COVID and the doctors told her she can't be around people. But we saw Marius. And I remember seeing Marius come up here weekly. And we could see he was trying to hold it in together. And it broke our hearts for this family. And we prayed. And we prayed. Same thing, round-the-clock prayer. And we didn't see her. That was the difference. I didn't get to see Maria at all, but I remember the day she came back. I remember when we heard that the cancer had gone away and that she had finished chemo and that she was ready to come back to church. And the Lord heard our prayers. And the Lord was mighty and powerful and showed that he was faithful. These are our memorial stones at Bethania. And I know that in the future, whatever happens, whether if another person gets sick, whether there's a prayer where we don't have the answer, that we have these memorial stones to show us that God hears the prayers of our church and he's faithful. And it doesn't matter what side of the river you find yourself on, that there is these stones to show us that when we seek the Lord, when we cry out to him, he is merciful and he hears the cries of his children and he is faithful. And I want us to stand now. This isn't a rugăciune de cauză or a faith, believe it or not. This is a rugăciune of praise. Because we have these memorial stones in our church and we get to come before him now in prayer and say, what an awesome and mighty Father you are that you heard our prayers in those moments. That you're hearing our prayers even now. That even doesn't matter how I feel, it doesn't matter what's going on in my life, I know that regardless of my circumstance, you are an awesome and powerful Father who hears my prayers. Because you've done it before and you'll do it again. Let's come before him and give him the praise that he is due. Amen.
lăudat să fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru. Mărit să fie Domnul. Într-adevăr, Domnul este bun și este vrednic de laudă. Înainte de a ocupa locurile, vă rog, întoarceți-vă în jurul dumneavoastră, dați mâna unii cu alții, poate chiar o îmbrățișare în numele Domnului, poate că sunt în jurul nostru oameni care au nevoie de o îmbrățișare în Hristos. Niciunde nu e ca acasă. Îi mulțumim Domnului pentru că suntem din nou împreună. De dimineață cu un grup de frați și de surori am avut harul să putem sluji în Biserica Emanuel din Greer, South Carolina. Frații ne-au rugat să vă aducem salutările lor pline de dragoste și ne bucurăm că în seara aceasta suntem împreună. V-am simțit lipsa. Weekendul trecut a fost convenția, cei care am rămas acasă am ales să nu ne întâlnim, ci să urmărim serviciile convenției online, însă nu știu cum sunt alții, dar pentru mine a fost un weekend lung și nu chiar așa plin de entuziasm, doar uitându-mă la computer, la televizor, urmărind serviciile convenției, au fost frumoase, nimic de zis, dar mi-a lipsit ceva. Mi-ați lipsit dumneavoastră și mi-a lipsit această părtășie pe care o putem avea atunci când suntem la oaltă. De aceea mă rog Domnului pentru aceia care își dezvoltă un obicei de a participa în biserică doar de la televizor. Domnul să vă facă să nu vă mai placă lucrul acela și să vă placă să fiți alături de frați și de surori. Fie că aici, fie că în altă parte, dar să fiți cu frații. Că cine știe ce o să mai fie și o să fim limitați iarăși de ecrane. Acum este timp de har. Domnul să ne ajute să-l folosim din plin. Mulțumesc Domnului pentru îndemnul pe care l-a oferit fratelui David. Într-adevăr, cred că a fost un cuvânt de la Domnul să ne reamintească acum în prag de aniversare, că El este acela care a fost cu noi, El este acela care a lucrat în viețile noastre și niciodată să nu uităm lucrul acesta. Și pe lângă numele menționate aici, pietre de aducere aminte sau lucrări ale lui Dumnezeu sunt și fratele Alex, care a stat în jur de vreo 6 luni în spital, în anumite situații între viață și moarte și este aici împreună cu noi, a slujit de dimineață în biserică. Tot la fel este fratele Teo, nu de mult, nu? Probleme cu spatele. Credeam că nu o să mai poată umbla, un proces care părea că nu mai ajunge la sfârșit și îi mulțumim Domnului. Vara aceasta a fost în misiune, a putut să meargă și să slujească Domnului. Fratele Vasile, în timpul COVID-ului, iarăși, între viață și moarte. Și nu doar ei, ci fiecare familie din locul acesta, cred că poate mărturisi că a văzut mâna lui Dumnezeu, că a experimentat dragostea Tatălui, că au văzut lucrările lui Dumnezeu. Lucrurile acestea ar trebui să ne dea un imbold și mai mare, să-L slujim pe Dumnezeu, să-L iubim cu toată puterea noastră și iubindu-L pe ei, apoi să răspândim dragostea aceasta lui Dumnezeu în jurul nostru. Sunt lucruri care uneori ne distanțează, ne separă, dar este un lucru care acopere toate acestea și care ne strânge la oaltă. Știți care este? Dragostea lui Dumnezeu. Nimic nu poate să biruiască dragostea lui Dumnezeu. De aceea să ne bucurăm unii de ceilalți și să ne bucurăm de Domnul împreună. Amin. Îmi cer scuze. Eram mai bărbat altădată. Viața însă
are metodele ei de a ne arăta că ori de cât de puternici ne credem, suntem nimic fără El. Și de aceea mi-e greu să vorbesc despre lucruri de felul acesta, fără să lăcrimez. Aș vrea să ne luăm un moment în care să spunem bun venit în mijlocul nostru musafirilor din Houston, Texas. Împreună cu noi este familia Mogoș, fratele Dan și soția dumnealui. Fratele Dan slujește ca păstor în Biserica Grace din Houston. Au mai fost în mijlocul nostru, sau cel puțin fratele Dan îmi aduc aminte, cu mulți ani în urmă. Îi mulțumim Domnului că a reușit să revină și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, va și sluji prin predicarea cuvântului. De asemenea, împreună cu noi este sora Nelly Gavriliță. Dumnezeu ei vine din România, este acolo în spate, la partea tehnică, lucrează cu băieții noștri la o prezentare pentru seara aceasta. Dumnezeu ei reprezintă misiunea Alege Viața. Este o misiune care se ocupă de evangelizare, evangelizarea în rândul tinerilor, și în seara aceasta și dumneai ei va avea o mică prezentare. Ne bucurăm să o avem împreună cu noi pe sora Percy, Domnul să vă binecuvinteze. Așa, bun venit în Biserica Betania. Și mai observ anumite fețe necunoscute. Poate că ați mai fost în mijlocul nostru, dar n-am reușit eu să vă rețin numele. Dacă sunteți mai noi printre noi și vă simțiți că încă nu sunteți cunoscuți îndeajuns, e un moment bun să vă ridicați, să ne spuneți de unde sunteți, care vă este numele, și în felul acesta vrem să ne cunoaștem mai bine și de asemenea vrem să vă binecuvântăm în numele Domnului. Cine este, hai să încep așa, pentru prima dată în Biserica Betania? Cine a revenit în Biserica Betania și simte că nu este încă cunoscut? E cineva? Atunci trebuie eu să fac un geam mai bun și la sfârșitul programului să încep din spate și pe cei care eu nu vă cunosc foarte bine să vă pot cunoaște. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, spunem bun venit după o perioadă mai lungă, bun venit acasă familiei Palincaș. Au fost în România, apoi din România s-au oprit direct la convenție. Acum avem posibilitatea să-i revedem. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Câteva anunțuri și apoi cu ajutorul Domnului vom continua slujba din seara aceasta. Dacă Domnul ne ține cu viață, miercuri seara de la ora 8 anunțăm studiu biblic pentru cei tineri. Este un studiu biblic online, fratele Gabriel se ocupă de lucrul acesta, dar facem această lucrare cu ajutorul părinților. Știm că tinerii au tendința să stea mult pe device-urile acestea, pe computere, dar nu totdeauna pentru studiu biblic. Așa că vă încurajăm, încercați miercurea seara în jurul marțea. I'm sorry. Ți-am făcut deja program și pentru miercurea. Marțea. Marțea seara de la ora 8. Studiu biblic pentru cei tineri. Joi, post și rugăciune, apoi seara de la ora 7. Joi seara pentru candidații de botez, vrem să facem un video special cu ei, îi rugăm să fie aici la biserică, dacă zic 6:30 e bine sau mai devreme. 6:30 vă veți întâlni cu fratele David Balaj și dumnealui va lucra la acest video pe care îl avem în minte pentru ziua de botez. Îmbrăcați-vă frumos, modest și veniți cu o inimă bună, plină de bucurie, încât să mărturisiți credința voastră în Domnul Hristos și în acest video. Vineri, ora 4:30, după masa, întâlnire cu părinții și cu studenții de vioară.
Sora Norica Șmilovici împreună cu sora Alexandra Diaconu se pregătesc să înceapă clasa aceasta de vioară. Am înțeles că sunt în jur de 21 de studenți pe diferite grupe de vârstă. Trebuie să recunosc că a depășit gândirea mea sau așteptările mele, slavă Domnului pentru aceasta, că există interes în a învăța, în a se pregăti, ca apoi să poată să-L slujească pe Domnul și în forma aceasta. Deci 4:30 întâlnire cu aceste două surori, este o întâlnire pregătitoare pentru când va începe clasa. De la ora 6, după masa, repetiții de cor, tot vineri, și apoi repetiții de fanfară de la 7:30. Sâmbătă seara, tineret de la ora 7. Apoi, duminică dimineața, de la ora 9:30, vom avea o slujbă specială, o slujbă aniversară. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împlinim 20 de ani de existență. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați fost parte din Biserica Betania înainte ca noi ceilalți să venim și să aflăm unele date istorice, data aceasta aniversară a fost luată de pe aprobarea pe care The State of North Carolina a oferit-o bisericii, aprobarea de funcționare. Asta a fost în anul 2003. Știu că frații, surorile s-au adunat în diferite grupuri înainte de anul acesta, dar de atunci a devenit Biserica Betania oficială în ochii statului North Carolina și asta sărbătorim împreună duminică. De asemenea, vom observa 20 de ani de slujbă din partea fanfarei bisericii noastre. Tot acolo se încadrează și grupul, cel puțin unul din grupurile de laudă a bisericii. Și tot atunci vom avea un botez în apă. Am grupat toate evenimentele acestea ca să avem o sărbătoare bună și mare odată. Vă rugăm atunci când veți veni la biserică, asta este pentru membrii bisericii, să începeți cu parcarea din spate. Frații o să amenajeze puțin cu gravel acolo pe iarbă, intrați fără frică, dacă vremea nu va fi foarte potrivită și rămâneți blocați, vă garantăm că vă scoatem noi afară la terminare, dar încercăm să ocupăm de acolo spațiu ca apoi, dacă sunt musafiri, să ocupe celelalte locuri mai bune din parcare. Pentru candidații la botez, ei vor veni de la ora 9 pentru a face câteva poze, să aibă ca amintire pentru ziua lor de botez. Familiile sunt invitate să fie împreună cu ei, dacă au prieteni și pot invita să aibă câteva poze împreună. Dar e foarte important, ora 9 fix, și la 9:20 terminăm partea de poze și ne pregătim pentru slujbă. Programul este în mare alcătuit, așa că orice altă cerere specială de data aceasta cu regret, dar cu dragoste, va trebui să fie declined. Next time, la 40 de ani de aniversare, veți fi primii pe listă. Domnul să vă binecuvinteze. Tot duminica viitoare, o colectă specială pentru departamentul de Sunday School. Un anunț special acum pentru o lucrare pe care încercăm să o demarăm aici în biserica noastră și care are în vedere pe copiii între 0 și 3 ani. Este vorba despre nursery. Aș vrea să întreb dacă mai sunt voluntari, surori căutăm care să se ofere voluntar să ajute la nursery. Sora Maria Iacob se ocupă de lucrarea aceasta, de sală, caută voluntari în fiecare duminică. Am mai avea nevoie, că nevoi sunt destul de mari, nu întotdeauna putem acoperi cele două programe ale bisericii, dar pe lângă aceasta avem nevoie și de participarea familiilor cu copii mici. Odată participare n-aduce copiii, pentru că numai așa se justifică
departamentul de nursery, deci numai dacă avem copii în grupa aceasta. Și apoi a doua cerere este să se înscrie și ei voluntar în a se îngriji de copii o dată pe lună, cel puțin. Cum va veni calendarul, vrem să facem un calendar în direcția aceasta. Toate acestea nu ca să-i scoatem pe copiii mici din biserică, Doamne ferește, vrem să îi creștem în Biserica Domnului, dar în același timp trebuie să recunoaștem că uneori ei au anumite nevoi speciale pe care doar într-o sală de felul acesta li se pot îndeplini nevoile acestea, ca aici în sanctuar să putem avea liniște, să putem să ne concentrăm atenția la Domnul, la Cuvântul Sfânt și să avem o experiență a închinării binecuvântate. Sper că ne înțelegeți dorința aceasta și motivația din spate. Nimeni să nu înțeleagă altceva decât aceasta. Vrem să facem o lucrare bună în dreptul oricărei categorii din biserică. Poate că foarte curând o să avem o întâlnire doar cu familiile care au copii în această grupă și atunci vom discuta mai multe și despre sală și despre o organizare cât mai potrivită. Ultimul anunț are de a face cu primirea de noi membri în biserică. Cu mare drag vreau să prezint înaintea dumneavoastră familia Ungur, pe fratele Paul, sora Iulia și pe cei doi copii al lor, Faith și Solomon. Îi rog să se ridice pe picioare, să-i puteți vedea. Ei sunt cei mai noi membri ai Bisericii Betania. Domnul să vă binecuvinteze, să lase harul lui peste voi și peste casa voastră. Și acum, legat de aspectul acesta al membrilor bisericii, vreau doar să spun că Biserica Betania, în ceea ce privește viziunea, activitățile bisericii, este motivată de membrii pe care biserica îi are. Știu că venim din mai multe părți, cu diferite experiențe, unii preferă ca niciodată să se facă membri în vreo biserică locală. Vrem să vă slujim pe toți cu toată dragostea, dar în același timp trebuie să înțelegeți că viziunea bisericii nu o putem face decât cu aceia care într-un mod benevol își exprimă dorința de a fi parte din biserica locală, de a lucra împreună cu noi înspre îndeplinirea acestei viziuni și tot la fel activități și alte obligații pe care le avem mai întâi de membrii Bisericii Betania. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, pe toți cei noi veniți. Ne bucurăm de dumneavoastră, ne bucurăm de faptul că vă avem aici în Biserica Betania, că îl putem sluji pe Domnul împreună. Dar dacă încă nu ați luat în considerare o astfel de idee, gândiți-vă la ea și apoi putem să facem următorii pași. Vă mulțumesc mult pentru atenție, pentru înțelegere și încă o dată, Domnul să fie slăvit în vecii vecilor. Amin. Haideți acum să ne întoarcem atenția înspre a sluji Domnului. Eu știu că fratele Dan e și un bun cântăreț. De dimineață îmi spunea ceva de un aranjament printr-un acordion. A venit, e aici. Bun, se pregătește fratele Dan să-l laude pe Domnul la acordion, apoi Larisa Onișor va slăvi pe Domnul cu cântare, va urma corul bisericii, corul mixt, corul de fete după aceea și apoi oferim posibilitatea sorei Nelly Gavriliță să aibă această prezentare cu privire la alege viața și apoi vom anunța celelalte puncte ale serii. Mulțumesc mult de atenție! Fiți binecuvântați de Domnul. Am un microfon aici sub acordeon, dar nu cred că o să prindă că este acoperit. Mulțumesc fraților pentru ajutor.
Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Cântarea aceasta spune despre harul divin care l-am primit prin Iisus. El să ne binecuvinteze și să ne dea și în seara aceasta mult har. Yeah.
wash over me with perfect peace. I will adore you, be still before you, eternal King, Jesus, my everything. I will adore you. These weary hands have nothing left, so I come to the water's edge. You're all I have, and all I need is more of you and less of me. Oh, more of you and less of me. I will adore you, be still before you, eternal King, Jesus, my everything. I will adore you. I will adore you. I will seek you. Grace will meet me, and I will seek you, I will find you, with all my heartbeat, surrender to you, in all my longing, in all my waiting, in all of your glory, my God, you'll still before you, eternal King, Jesus, my everything, I will adore you. Be still before you, I will adore.
numele Domnului. Se pare că în seara aceasta Domnul alege să ne ia prin surprindere. Să nu țină cont de organizarea noastră. Dar e mai bine așa. E bine când Duhul Domnului este prezent. Și când Duhul Domnului alege să-i folosească pe copii, pe cei mici și să ne sensibilizeze inima și să-L vedem pe El mare. El este vrednic. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Puteți să ocupați locurile. Sora Nelly Gavriluț va continua și va oferi această prezentare legată de misiunea Alege Viața. Pacea Domnului Iisus, mulțumesc fratelui păstor că mi-a oferit această oportunitate să fiu în biserica dumneavoastră. Vă transmit calde salutări din Iași, România. Este totul despre Iisus, așa-i? Am văzut în seara aceasta. Și tot despre Iisus este vorba și când e vorba despre viața mea și viața fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus Hristos este Cel care m-a scos din întuneric la lumină, m-a scos din într-o vale adâncă, pe un munte înalt, m-a scos dintr-o viață fără speranță la o viață plină de nădejde. M-a găsit la vârsta de 19 ani. Am cunoscut și vremea comunismului, când a fost întuneric spiritual. Am văzut Revoluția în direct la televizor. Nu am crezut în Dumnezeu. Am crescut într-o familie ortodoxă. Nimeni nu mi-a spus despre Dumnezeu. Și când am aflat că Domnul Iisus Hristos mă iubește pe mine și că vrea să aibă relație personală cu mine, nu am putut să refuz această invitație. Așa că atunci când am auzit vestea cea bună a Evangheliei, L-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea ca Mântuitorul și Domnul vieții mele. Și apoi Domnul m-a chemat la slujire. Anul acesta se împlinesc 25 de ani când împreună cu soțul meu îl slujim pe Domnul full-time cu misiunea Alege Viața în România și Campus Crusade for Christ este aici în state sau CRU. Soțul meu s-a născut în Republica Moldova, în fosta URSS, vorbește rusa. A fost de mare folos, mai ales de când anul trecut a început războiul și țara noastră a deschis ușile, porțile pentru refugiații din Ucraina. Am văzut multă suferință și știți ce am văzut? Femei și copii, fără bărbați, pentru că ei erau acolo să lupte. Vreau să vă spun un pic despre familia mea. Împreună avem 5 băieți. Cel mare are 17 ani, cel mic 5 ani. Și locuim în Iași, un oraș foarte frumos. Nu știu dacă l-ați vizitat vreodată, dar sunteți bineveniți să-l vizitați. Un oraș plin de întuneric spiritual, în care în fiecare an, în luna octombrie, oamenii se strâng și sărbătoresc pe Sfânta Paraschiva. Uitați-vă ce mulți oameni vin să se închine la niște oase moarte. Și din păcate foarte mulți vin să se închine la Dumnezeu. În acest fel de loc Domnul ne-a chemat să lucrăm. Iașul este al doilea oraș ca mărime și ca număr de populație și ca număr de studenți din România, după București. Noi lucrăm foarte mult cu biserici mici în sate, localități din jurul Iașului. Soțul meu este foarte implicat în aceste lucrări. Lucrăm foarte mult cu tineri. Tinerii sunt foarte deschiși la Evanghelie acum în România și ei sunt un pământ bun în care trebuie să investim pentru că prin ei putem ajunge la multe familii. De asemenea,
Tinerii de vârsta liceului sunt iarăși foarte deschiși la Evanghelie și aici vedeți niște fotografii dintr-un barbershop în care avem o lucrare, oamenii vin să se tundă și aud Evanghelia. Probabil este ultimul loc în care s-ar gândi cineva că ar auzi despre Dumnezeu și iată că este un loc în care și Dumnezeu poate fi lăudat. Un alt mod prin care noi ajungem la mulți tineri, mai ales în sate, este prin sport. Organizăm campionate de fotbal și de asemenea soțul meu are centura 3 dani la taekwondo și folosește foarte mult lucrul acesta în lucrare. Aici sunt niște imagini de la proiecte de vară, avem școli de misiune, în care organizăm evenimente în parcuri, în diferite orașe. Oamenii vin, mai ales cu părinți, cu copii, și aud mesajul Evangheliei și noi abordăm pe oameni personal și le spunem Evanghelia. Aici un tânăr ne-a văzut cu tricourile la fel și a întrebat, dar ce înseamnă semnele de pe tricou? Și de fapt acolo este spusă Evanghelia în 4 puncte. Dumnezeu te iubește, omul este păcătos, Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și Domnul Iisus Hristos vrea să îl inviți în inima ta ca Domn și Mântuitor. Și mulți oameni aud Evanghelia în felul acesta. Să știți că sunt foarte deschiși. Noi avem impresia că oamenii nu vin la Dumnezeu pentru că nu vor. Dar de fapt ei nu vin pentru că ei nu aud. Trebuie cineva să meargă la ei să audă, să le spună și ca ei să audă Evanghelia. Pandemia a adus cu ea multe schimbări, dar Domnul a deschis uși și online și foarte multe persoane au putut să audă Evanghelia și să se întărească în credință prin studii biblice online și am condus și conduc în continuare studii online și, slavă Domnului, sunt foarte multe roade cu creștini și cu necreștini. Aici este o femeie chiar care o oră și jumătate în timp ce conducea mașina spre casă a stat de vorbă cu mine și tot drumul eu am spus Evanghelia și de la a fi o persoană care nu credea nimic a ajuns să creadă și să fie provocată să ia o decizie pentru Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles, grupurile de casă sunt foarte importante, grupuri în care studiem cuvântul Domnului cu familii de vârste apropiate nouă și în felul acesta și copiii noștri ei văd ce face mama și tata și sunt și ei încurajați. Și noi ca și familie investim foarte mult în copiii noștri pentru că ei sunt ucenicii noștri cei mai importanți și vrem să le dăm învățătură sănătoasă din cuvânt și întotdeauna după ce terminăm de studiat o carte ne facem o poză ca amintire. Noi lucrăm în echipă, aceasta este echipa noastră din toată țara, suntem împrăștiați în mai multe orașe din țară și aici sunt toți misionarii din România care sunt implicați cu Alege Viața. Nu putem să fim în această lucrare dacă nu ar fi oameni ca și dumneavoastră care să ne susțină în rugăciune și să fie alături de noi în echipa noastră de misiune. Și vă invit, dacă doriți să aflați mai multe lucruri și dacă sunteți interesați să primiți prin e-mail newsletters despre misiunea noastră, la ieșire, la sfârșitul programului, pot să dau un pliant cu mai multe informații și am și un tabel în care puteți să lăsați numele și adresa de e-mail în caz că doriți să aflați mai multe lucruri despre lucrare și cum puteți să ne fiți alături și să ne ajutați în lucrarea aceasta. Mulțumesc foarte mult! Domnul să vă binecuvinteze și mă bucur tare mult că am fost în seara aceasta aici. Pacea Domnului! Nelly, pentru această prezentare. Dumnezeu a fost în orașul nostru în acest weekend
fratele Radu Știr m-a sunat și m-a rugat să o putem ajuta pe sora noastră să aibă această prezentare în biserica noastră. Așa cum dumneavoastră spunea, la sfârșitul programului, dacă doriți să aflați mai multe informații și chiar să fiți un ajutor pentru această misiune, puteți să vorbiți cu sora Nelly la ieșire. Pe partea aceasta vor fi șansele cele mai bune să puteți fi observată. Domnul să vă binecuvinteze și mult har în continuare în slujirea pe care o faceți. Vom continua ascultând o cântare spre slava Domnului prin fratele Marcus Onișor, apoi urmează fanfara, grupul de laudă ne vor conduce apoi în cântare, timp în care vom sta înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuielile noastre. De asemenea, se pot face donații prin Zelle. Fratele Janin se ocupă de caseria bisericii și știu că sunt familii care donează și în felul acesta. Dacă încă nu știți cum se poate realiza, discutați cu dumnealui. După toate aceste puncte, vom asculta cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dan, să-i ofere un mesaj potrivit pentru ceea ce va urma. Așa cum bine se poate observa, vom sta la masa Domnului în seara aceasta. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, o să facem o rugăciune specială în care să ne apropiem de Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne cercetăm pe noi înșine și așa să mâncăm din trupul Domnului și să bem din sângele Lui, să luăm parte la masa Domnului. Va fi un moment potrivit în care să ne deschidem inima și să lăsăm pe Domnul să restaureze ceea ce trebuie restaurat. Amin. You're so good to me. For the
cross that you bore and the debt that you paid for the victory you've won over death and the grave. This is the reason I sing for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing for the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you've won over death and the grave. This is the reason I sing for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing.
Domnul să vă binecuvinteze. Ați făcut un job bun, apreciem slujirea voastră înaintea Domnului. Invităm grupul de laudă să vină să ne conducă în cântare. Vă invităm și pe dumneavoastră să stăm pe picioare împreună. Haideți să ne deschidem inima, lăudăm pe Domnul cu toată puterea noastră, dăruim de asemenea cu bucurie și apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Frate Dan, să știi că oriunde te-ai duce, oameni mai iubitori de cuvânt decât cei din Biserica Betania nu sunt. Așa că simte-te ca acasă, predică cuvântul, nu te îngrijora prea tare de timp, e duminică, e ziua Domnului, putem să stăm puțin și peste ora 8. Haideți să îl onorăm pe Domnul cu o inimă plină de reverență. Amin? Nu i-am auzit decât pe cei din fața mea. Amin? Avem răbdare cu reverență să stăm înaintea Domnului? Cei din spate să strige mai tare. Amin? După voi am plecat mai repede, dar stăm până la gata. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Jesus, I'm worth your love.
Deschidem cuvântul Domnului. Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și apoi din 2 Corinteni, capitolul 3, vom mai citi un verset. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, glorie Domnului Iisus. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă rog să reocupați locul. Vă binecuvântăm, frați și surori, în numele Domnului și vreau să vă spun că este bine să fim la Betania în seara aceasta. Este pâine la Betania. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania de aici, din North Carolina. Aici dă Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie, mărit să fie numele Lui. M-am uitat la dumneavoastră și m-am bucurat ce am văzut aici și clădirea aceasta exterioară și Biserica Domnului interioară. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Lui Petru, Domnul Iisus i-a încredințat toată turma, care este formată din mielușei, oițe și oi. Astăzi se spune că copiii și tinerii sunt viitorul bisericii, ceea ce nu este adevărat. Biserica lui Iisus Hristos de astăzi este formată din mielușei, oițe și oi și Domnul să binecuvinteze toată turma Lui. Amin? Da, i-am văzut slujind aici, nu mâine, astăzi. Și mielușei și oițele și toți slujim Domnului și Domnul să binecuvinteze toată slujirea voastră. Este bine din tinerețe să vă dedicați Domnului, să slujiți Domnului cu bucurie. Și încă un cuvânt, salutul Bisericii Grace de la Houston, Efeseni 6 cu 24, ultimul verset. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toți cei ce-L iubesc pe El în curăție. Și să ne ajute Domnul să-L iubim cu toată inima și în curăție. Amin? Acum am văzut și unde e ceasul. Ceasul de acolo este pentru noi. Dumneavoastră nu-l vedeți. Este rânduială în casa Domnului și îmi place să comunic cu biserica. Când cântărețul cântă și biserica cântă cu cântărețul, cântarea este frumoasă și unsă de Duhul Sfânt. Când predicatorul predică și biserica îl ajută, este o binecuvântare, frați și surori, care o dă Dumnezeu. Când biserica îl încurcă, este mai greu. Trebuie să spun aminul. Dar știți ce este frumos? Când slujim și lucrăm împreună, împărțim și plata împreună. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă gândeam când mă uitam la fratele Marius, Domnul să-l binecuvinteze, ne cunoaște mai de mult timp, fratele Beni, fratele Vasile Pălincaș, mulțumesc și familiei Balaș, rudenile noastre, Florin Cutița, Domnul să vă binecuvinteze. Este foarte important, frați și surori, dacă plângem, chiar în public nu este o slăbiciune. Este o binecuvântare să putem plânge și avem lacrimi de suferință, lacrimi de durere și lacrimi de bucurie. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să putem plânge înaintea Lui. Și o pocăință autentică nu există fără lacrimi. Și atunci când ne pocăim înaintea Domnului sincer și avem lacrimi, El este credincios și drept și ne iartă. Un cuvânt care vreau să-l împărtășim împreună, să înțelegem, este cina Domnului și vom vedea spre final
din pasajul acesta ce vrea Domnul Dumnezeu de la noi. Ceea ce face, frați și surori, diferența în Biserica Domnului Iisus și în viața noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu astăzi. Biserica lui Iisus Hristos este condusă de Duhul Sfânt. Amin. Iar adunarea este condusă de interese personale. Trebuie să facem distinția aceasta între Biserica Domnului Iisus și adunare. Este o mare diferență. Biserica Domnului Iisus și noi, frați și surori, am citit aici în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1 spune că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Domnul Iisus a primit un trup ca și noi. A avut o natură dumnezeiască și la venirea Lui în lume a primit o natură ca și a noastră, în carnea aceasta. S-a făcut părtaș cărnii și sângelui ca și noi. În schimb, Duhul Sfânt, frați și surori, care l-a trimis Domnul Iisus când a ajuns la cer la Tatăl, a venit în lumea aceasta, Duhul Sfânt nu are un trup. Și trupul Duhului Sfânt suntem noi. Și prin noi Duhul Sfânt are un trup aici pe pământ. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel în 3 și în 6 spunea, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt dacă Duhul Sfânt locuiește în voi. Deci noi prin botezul în Duhul Sfânt, prin nașterea din nou, Duhul Sfânt ne ia în primire, frați și surori. Și trupul care are Duhul Sfânt aici pe pământ este trupul meu și trupul dumneavoastră. Și Duhul Sfânt și astăzi mai caută trupuri în care să intre și să locuiască. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cine-L acceptă pe Domnul Iisus, spunea Domnul Iisus, noi vom veni la El. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și vom locui în El și împreună cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune cuvântul Domnului aici, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, al lui Iisus Hristos. Este vorba despre Iisus și lucrul acesta, frați și surori, îl face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înnoirea aceasta interioară trebuie zilnic. Pavel spunea, trupul acesta se trece. Omul acesta de afară se trece, dar omul nostru din lăuntru se noiește când? În fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, prin Duhul Sfânt se face noirea omului din lăuntru în fiecare zi. În Ioan, unde am citit în capitolul 1, spune că ucenicii Domnului Iisus Hristos și cei din vremea Lui s-au uitat la Domnul Iisus Hristos întrupat, a venit în lumea aceasta în trup și au văzut ceva la El. Și acum, întrebarea este, ce au văzut ei la Domnul Iisus când au văzut slava Lui? Și versetul 14 din Ioan 1:14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Când au privit ucenicii la Domnul Iisus și au văzut slava Lui, întreb, ce au văzut? Au văzut slava Lui, ce au văzut ucenicii? Găsim un cuvânt, frați și surori, în Exod 33, știți pasajul, vreau să trec repede. A cerut Moise lui Dumnezeu și a spus, arată-mi slava ta. Și Domnul îi spune lui Moise, fața nu poți să-mi o vezi, pentru că nu poate omul să-mi vadă fața și să mai trăiască. Și a spus Moise, îți fac și hatârul acesta. Când va trece slava mea, am să te ascund în stâncă, am să te acoper cu mâna mea, și după ce voi trece, Moise a ieșit și l-a privit pe Dumnezeu din spate. Și acum vreau să vedem, frați și surori, ce a văzut Moise când a trecut slava Domnului. În Exod 33,
Versetul 19. Domnul a răspuns, voi trece, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Am stat și m-am gândit, a greșit Corneliescu sau King James când a tradus cuvântul acesta, slavă. Ne spune în românește, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și acum dacă ne uităm în limba engleză, spune că și voi face să treacă all my goodness, toată bunătatea mea. Unul traduce frumusețe și unul traduce bunătatea. Care a greșit? În limba ebraică, slavă înseamnă cuvântul tov. Și la ei înseamnă două cuvinte. Și acesta este titlul mesajului care aș vrea să nu-l uităm. Slavă înseamnă frumusețe care constă în bunătate. Acestea sunt cele două cuvinte de la cuvântul tov din limba ebraică. Frumusețe care constă în bunătate. Aceasta a văzut Moise și aceasta au văzut ucenicii la Domnul Iisus. I-a văzut frumusețea lui care a constat în bunătate. A fost bun Domnul Iisus. În Isaia, îl vede Isaia, cu mulți ani înainte, disprețuit, părăsit, batjocorit, om al durerii și al suferinței. Spune că era așa de chinuit, așa de schingiuit, încât îți întorceai fața de la el. Nu-l puteai privi, cum arăta Domnul Iisus în suferința lui, care a depus-o pentru noi, frați și surori, la Golgota. Și noi ce am făcut cu el? L-am băgat în seamă? Spune Isaia, noi nu l-am băgat în seamă. A venit la ai săi aici în Ioan 1 și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce le-au primit le-au dat dreptul ce? Să se facă copii al lui Dumnezeu. Apostolul Ioan preia ideea și spune și suntem. Lumea nu ne cunoaște, dar îl glorificăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Frumusețe care constă în bunătate. Mai un pasaj, frați și surori, în 2 Samuel 9, întreabă într-o împrejurare David, a mai rămas cineva din casa lui Saul? Au putut să-i răspundă toți slujitorii, David, i-ai terminat pe toți. Pentru că aceasta era regula, când un nou împărat lua tronul, toți potențialii la tron erau eliminați și îndepărtați ca să nu fie săpat tronul. Și acum vine unul din slujitori și spune, David, mai este un fiu al lui Ionatan, este la Lodebar, mergeți și aduceți-l. Se duc trimiși la Lodebar, îl găsește pe Mefiboset și îl aduce la David. Ce au zis trimiși și stau să-mi imaginez când l-au adus, măi David acesta, omul acesta era olog, Mefiboset, era un handicapat. N-are loc nici de ologul acesta. Și l-aduce pe Mefiboset înaintea lui David. Îl pune înaintea lui David, se aruncă așa cum era olog la picioarele lui David și spune Mefiboset, împărate, sunt un câine mort. Aceasta a crezut Mefiboset. Se uită David la el și spune, Mefiboset, vreau să mă port cu tine, cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Mefiboset, de astăzi vei mânca totdeauna la masa mea. Iar tot ce a fost a tatălui tău, Saul, îți va fi dat înapoi. Cred că s-a ridicat Dumnezeu în picioare de pe tronul lui și a declarat, am găsit pe David, om cu inima după inima mea, binecuvântat să fie Domnul. În Proverbe 23 avem un verset așa de frumos, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Vreau să întreb surorile, soțiile, sunteți bucuroase
când soții dumneavoastră au un duh blând, liniștit și smerit, când sunt plini de bunătate? Da? Acum întreb frații. Fraților, suntem bucuroși când soțiile noastre au un duh blând, calm și liniștit? Ne bucurăm mai mult, așa-i? Dumnezeu să ne binecuvinteze, este foarte important. Acum ne stă cina Domnului în față. Și Apostolul Pavel spunea Corintenilor în 11, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia, așa să se împărtășească cum? Cercetat, frați și surori. Deci nu ne spune să nu ne împărtășim. Ne cercetăm, ne rezolvăm situația, problema și ne împărtășim. Aceasta dorește Dumnezeu. Și este frumos atunci când în familie este această armonie între părinți și copii, între soț și soție, să fim plini de bunătate, aceasta vrea Dumnezeu. Aceasta este slava, frați și surori, care au văzut-o ucenici în Domnul Iisus Hristos și dorim ca să se vadă și noi. Slava aceasta este o slavă bună pentru noi. Nu vorbim de slava lui Dumnezeu, pentru că slava are mai multe laturi. Am vizitat librăria lui Billy Graham, l-am întâlnit în Arad și în Timișoara prin 86, am fost așa de aproape de el, puteam să-l ating la Biserica Speranța din Arad. N-am îndrăznit să întind mâna, că era cu gard acolo și te putea aresta. Și el a spus așa, Doamne, într-o împrejurare, dacă vreodată aș vrea să mă ating de slava Ta, omoară-mă. Decât să mă ating, Doamne, de slava Ta, omoară-mă, a spus Billy Graham. Dumnezeu nu împarte slava cu noi aici pe pământ, frați și surori, dar vrea ca slava aceasta ce a fost văzută în Iisus Hristos să se vadă în noi, frumusețe care stă în bunătate. Domnul să ne binecuvinteze cu această frumusețe, frați și surori. Să fim frumoși unii cu alții. Cele mai mari probleme le avem la alegeri. Acolo se vede frumusețea care este noi și bunătatea care este noi. Și vreau să vă spun tuturor și să auziți bine. Comitetul este locul unde cel mai ușor se poate pierde raiul. Să nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Spune în Ioan aici, unde am citit și mă opresc imediat, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a mărturisit despre lumină, dar nu era el lumina. El a mărturisit despre lumina lumii, Domnul Iisus Hristos. Și știți ce este frumos? Te rog să pui 5:35, Ioan, 5:35, să vedeți ce s-a întâmplat cu Ioan. Și lucrul acesta trebuie să se întâmple cu fiecare din noi. Ioan era lumina, fiți atenți, care este aprinsă. Lumina lumii este Iisus Hristos și Ioan a fost lumina aprinsă de Domnul Iisus Hristos. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Frați și surori, Dumnezeu ne-a aprins pe fiecare din noi și ne-a spus Domnul Iisus, acum voi sunteți lumina lumii, pentru că El ne-a aprins această lumină. Și doresc ca Domnul să binecuvinteze Biserica Betania și fiecare suflet de aici, să fim lumina aceasta aprinsă. În Exod 33 am citit de slava lui Moise, care a arătat-o Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Dați foaia mai departe și vedeți mai departe, în capitolul 34, slava lui Moise. L-a privit pe Dumnezeu din spate și se coboară de pe munte. Parcă-l văd când a ajuns în fața poporului, poporul a început să-și pună mâna la ochi și nu putea să se uite la Moise.
Poate a zis Moise, mai ce-i cu voi, ce aveți? Cum noi ce avem, ce-i cu tine, Moise? Cu tine e problema, nu cu noi. Fața lui Moise strălucea, slăvit să fie Domnul, l-a privit doar din spate. Și trebuia să-și pună o mahramă, să-și acopere fața, pentru că fiul lui Israel nu putea să privească la fața lui. Și mai spune ceva cuvântul Domnului, ca fiul lui Israel să nu-și pironească privirile asupra ce era trecător. Moise a fost ca rob și era un om trecător ca și noi. Noi trebuie să ne uităm la Iisus Hristos, frați și surori. Uitându-ne la El, suntem plini de lumina Lui. Și oamenii uitându-se la noi, ar trebui să vadă în noi frumusețea aceasta care stă în bunătate. Să ne dea Domnul la fiecare. Este așa de mare importanță, frați și surori, frumusețea aceasta care stă în bunătate. Ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Iisus Hristos. Ne cercetăm fiecare, frați și surori, și dacă n-am fost frumoși, dacă n-am fost plini de bunătate, de multe ori suntem așa de acri parcă. Nu putem să ne uităm unii la alții, să vorbim unii cu alții, am spus și la noi, la frați. Dacă am vorbit mai mult, frați și surori, unii cu alții, decât unii despre alții, ar fi o mare binecuvântare. Așa de ușor vorbim unii despre alții și lucrurile acestea poate să fie neadevărate. Dar când vorbim unii cu alții, ne cunoaștem unii cu alții, ne cunoaștem necazurile, suferințele și bucuriile și le împărtășim împreună. Și așa ne zidim, frați și surori, așa devenim frumoși și buni. Dumnezeu să ne dea darul acesta la fiecare. Este așa de important. Se uită copiii noștri la noi. Dacă vom avea această lumină, mă amintesc de fratele Paul Negruț, mărturisea odată la noi, a fost invitat într-o familie. Poate l-ați auzit, îl cunoașteți unii dintre dumneavoastră. Și când a intrat în familia aceasta, spunea că un băiețel din familia aceasta a început să dea ture în jurul lui și tot se uita la el, așa, la fața lui. L-a văzut mama și a spus, ce-i mă cu tine? Stai locului. Și a spus băiețelul așa, ați spus, le-a spus părinților, că are două fețe și eu văd numai una. Când s-a anunțat că vine în vizită, părinții au vorbit și a spus, vine la noi, dar și el e cu două fețe. Și băiețelul a auzit și acum când l-am văzut ture în jurul lui, se vadă și a doua față. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim foarte atenți. Știți ce se întâmplă? Plecăm de aici, poate unii bucuroși, plini de Duhul Sfânt, schimbați prin Duhul Domnului. Și alții mai puțin. Și alții nemulțumiți. Și începem să vorbim de rău biserica Domnului Iisus Hristos. Și aud copiii noștri ceea ce vorbim. Și apoi vin seriile de activități, vin zilele, haideți la casa Domnului și la ce biserică vrei să-i duci? La aia pe care ai vorbit-o de rău îți va spune într-o zi. Ai vorbit biserica Domnului de rău și acum vrei să mă duci acolo? Părinți, mare atenție! Dumnezeu să ne binecuvinteze, vom moșteni această împărăție glorioasă împreună cu oițele, cu mielușei și cu toată turma. Vrem ca să nu rămână niciunul aici pe pământ, Dumnezeu să ne dea această biruință. Vă binecuvântăm în numele Domnului, frați și surori, vă mulțumesc pentru căldura cu care ne-ați primit, mi-ați umplut inima de bucurie, am văzut-o pe Indira, aici unde ești Indira? Fii binecuvântată! Știu când s-a născut, a crescut la San Nicolae, am cunoscut familia, bunicul ei a fost păstorul nostru, a avut 9 biserici în sectorul lui, un om deosebit. Vă spun o întâmplare despre el. La Tomnatic, unde trăia în județul Timiș,
a venit un nou primar. Era un om simplu, de la țară, lucra la colectiv, avea parcelă unde lucra și nu primea mulți bani. Toamna, când se culegeau roadele de pe câmp, avea porție de zahăr, de ulei și de toate, făină, porumb, grâu, primea porția pentru că făcea lucrul acesta pe câmp. Și într-o seară, șeful de post, polițaiul, cu noul primar, s-a dus în câmp și aștepta oamenii care veneau de la lucru. Când a ajuns, i-a luat pe rând ceai în geantă și i-a pus să golească gențile pline cu porumb. Când a venit și el mai la urmă, i-a spus, deschide geanta, golește-o jos. A deschis-o, n-a fost niciun bob de porumb în ea. Și a spus primarul, nu se poate. Nu se poate. Toți au avut porumb în gențile lor și omul ăsta n-are niciun bob. Și atunci a spus șeful de post, domnule primar, acesta este păstorul pocăiților, Bisericii Pentecostale. Și spunea, am auzit de dumneata primarul, l-a felicitat și a spus oamenilor, uitați-vă la el, luați exemplul lui. A fost lumina aceea prinsă de Hristos, Dumnezeu l-a binecuvântat, cred că a ajuns aproape la 94 de ani. O viață frumoasă și binecuvântată. Frați și surori, suntem lumina prinsă de Iisus Hristos și Doamne, fă să fie adevărul. Și dacă nu, în seara aceasta, Domnul să te aprindă și Duhul Sfânt să te ia în primire și să te transforme în același chip al lui Hristos prin Harul și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Fiți binecuvântați! Domnului și fratelui Dan pentru cuvântul din seara aceasta. Ne apropiem de actul cinei Domnului și, așa cum spuneam mai devreme, Scriptura ne învață să ne cercetăm pe noi înșine și în felul acesta să ne apropiem de masa aceasta sfântă. O să facem o rugăciune în comun, în care fiecare dintre noi, sub cercetarea Duhului Sfânt, vom cere lui Dumnezeu să rezolve poate anumite lucruri din inima noastră, anumite gânduri pe care le-am avut, anumite vorbe pe care le-am spus, atitudini, fapte poate, avem nevoie să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Și partea frumoasă este aceea că El ne-a spus, Domnul ne-a spus în cuvânt, că El este drept și credincios. Că atunci când ne pocăim, să ne ierte de orice nelegiuire. În seara aceasta, oricare ar fi problema cu care tu te confrunți, poate să fie iertată prin sângele Domnului Hristos, care s-a vărsat la Golgota. Poți să pleci din locul acesta eliberat. Aș vrea în aceeași rugăciune să ne rugăm Domnului pentru acele probleme ale sufletului, acele probleme emoționale, să ne rugăm Domnului pentru mângâierea lui Dumnezeu. Am văzut aici pe Armina, să ne rugăm Domnului pentru ea. Tatăl ei, în vârstă, a plecat la Domnul, a plecat un om mântuit, l-a cunoscut pe Domnul nu de mult și Domnul a hotărât să le ia acasă. Familia, având în vedere structura familiei cu un baby mic, n-au putut să călătorească România, dar cei care am avut părinți și care au plecat la Domnul, știți nevoia aceasta de mângâiere pe care o avem. Să ne rugăm Domnului pentru ea, pentru Corneliu, pentru cei din România, Domnul să lucreze și în viața lor. Și știu că sunt atâtea și atâtea alte lucruri pe care trebuie să le aducem înaintea Domnului. Haideți să stăm pe picioare împreună, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și apoi, după rugăciunea aceasta, ne vom apropia de masa Domnului.
Doamne, Tatăl nostru, am fost așa de binecuvântați în seara aceasta să putem fi aici, în casa de rugăciune, să putem simți prezența Ta, să auzim glasul Tău și să ne bucurăm de Tine, Doamne. Vreau să-Ți mulțumesc pentru slujba care a avut loc aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai binecuvântat pe toți cei care au vrut să ia parte, Doamne, în slujba aceasta. Doamne, acum stăm în jurul mesei Tale. Doamne, ne amintește de jertfa Ta. Ne amintește de dragostea Ta. Ne amintește de bunătatea Ta. Ne amintește de credincioșia Ta, Doamne. De faptul că Tu ai ales să-L oferi pe Fiul Tău, Doamne, să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, ca în jertfa Lui, în rănile Lui, în sângele vărsat pe Golgota, Doamne, noi să avem posibilitatea iertării și a mântuirii. Îți mulțumim, Doamne, că prin Duhul Sfânt ai lucrat în inimile noastre, ne-ai convins de păcatele noastre și ne-ai dat puterea, Doamne, să acceptăm harul Tău și în felul acesta am devenit popor al Tău, am devenit copii ai Tăi și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, stăm la masa aceasta cu reverență. Stăm la masa aceasta cu dorința, Doamne, de a Te cinsti pe Tine. Mă rog, Doamne, pentru pâinea care stă înaintea noastră și care reprezintă trupul Tău frânt pentru păcatele noastre, mă rog ca Tu să o sfințești. Și atunci când, Doamne, noi ne împărtășim cu ea, să simțim, Doamne, această atingere sfântă a Ta și să fim încurajați de Tine și să fim întăriți, Doamne, prin puterea Duhului Tău Sfânt. Doamne, mă rog pentru rodul viței, care reprezintă sângele Tău sfânt, Doamne, vărsat pe străzile Ierusalimului și apoi, Doamne, pe lemnul crucii. Ca în el, Doamne, noi să avem spălare, curățire de păcatele noastre. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, îl vom primi cu bucurie, știind, Doamne, că este legământul cel nou. Și îți mulțumim, Doamne, că în legământul acesta ne-ai cuprins și ne numești biserica Ta și ne-ai făcut o promisiune atât de minunată că va veni o zi, Doamne, când vom sta în prezența Ta, când vom fi la masă împreună cu Tine. Doamne, ce zi glorioasă va fi aceea. O așteptăm. Dar până atunci, Doamne, ne bucurăm de momente de felul acesta. Doamne, mă rog pentru frații și surorile mele din biserică. Doamne, cred că toți aceia care au venit cu credință înaintea Ta, care s-au mărturisit înaintea Ta, au primit iertarea, Doamne, de la Tine în seara aceasta. Dă-le bucuria părtășiei cu Tine la masă. Doamne, dacă totuși mai este cineva care nu se poate apropia cu un cuget curat, Doamne, de masa Ta, Te rog prin Duhul Sfânt să continui să lucrezi în inima acestei persoane și atunci când va fi acasă, în liniștea gândurilor lui sau ale ei, să poată, Doamne, să realizeze că Tu ești un Dumnezeu bun, ești un Dumnezeu credincios, ești un Dumnezeu care faci promisiuni și Te ții de ele. Doamne, în mijlocul nostru sunt de asemenea prieteni care, Doamne, au început să iubească biserica, au plăcerea aceasta de a fi împreună cu noi, dar încă, Doamne, n-au avut momentul acela în care să Te mărturisească și ei pe Tine ca Domn și Stăpâna lor. Doamne, înțelegem lucrul acesta, pentru că și noi am fost acolo. Te rugăm, continuă să-i înconjori, Doamne, cu bunătatea Ta, continuă să le binecuvintezi casa, familia, să Te vadă pe Tine, Doamne, cât de minunat ești Tu și apoi prin Duhul Sfânt să le dai puterea aceasta de a-și preda viețile în mâna Ta și de a Te mărturisi pe Tine ca Domn și Stăpân. Doamne, ne încredințăm Ție cu tot ce suntem, cu tot ceea ce avem. Ești vrenic, Doamne, de laudă. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. De masa Domnului se vor apropia toți aceia care au intrat în legământul acesta nou, prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui și L-au mărturisit pe El ca Domn. Se vor apropia aceia care cu cuget curat, cu conștiință curată, pot să stea la părtășia cu Domnul. Toți ceilalți pot să ocupe locurile în momentele acestea. O să invit pe frații păstori să mi se alăture. În felul acesta vom putea să slujim biserica. Vă rugăm să luați
pâinea, să o dați mai departe, la fel cu rodul viței. Vrem să fim operativi, dar nu vrem să ne grăbim. E frumoasă prezența lui Dumnezeu și mai ales momentele acestea trebuie tratate cu toată evlavia. Să lăsăm pe Domnul să continue să ne atingă inimile noastre. Îl rog pe fratele Beni Pătrăuțanu, păstor în biserica noastră, să se apropie. Dumnealui va servi.